Cornel și Justina de la Insula Iubirii formează o familie superbă și sunt foarte fericiți împreună. Fostul concurent își exprimă iubirea față de soția lui prin toate modalitățile prin care poate, iar de această dată gestul romantic l-a costat scump. Justina Loghin a primit cadou mașina visurilor ei din partea lui Cornel Lucian și a fost foarte fericită. Este vorba despre un bolid al unei mărci de lux, de culoare roz. Prețul pe care Cornel Lucian l-a plătit pentru astfel de surpriză este de câteva zeci de mii de euro. Astfel că fostul concurent de la Insula Iubirii a fost foarte generos cu soția lui. Nu a fost singura surpriză pe care i-a pregătit-o. Căci Cornel Lucian i-a cumpărat Justinei Loghin și un buchet imens de trandafiri, cu care și-a exprimat dragostea pe care o simte față de ea. Fosta concurentă a declarat că această mașină este un vis împlinit pentru ea și este foarte recunoscătoare de tot ce a făcut soțul ei pentru ea. Visează până când visele tale devin realitate și apoi visează și mai mult. A transmis Justina Loghin. Fiica Justinei Loghin și a lui Cornel Lucian a împlinit o lună în urmă cu o zi. Vedeta de la Insula Iubirii le-a pregătit fanilor o surpriză și a postat o imagine superbă cu fiica ei. Cei doi sunt foarte fericiți de când au devenit părinții Ivanei și își petrec majoritatea timpului alături de ea. Justina Loghin a fost foarte fericită că a avut parte de o naștere ușoară și recuperarea prin care a trecut a fost la fel. Fosta concurentă și soțul ei se bucură acum din plin de fiecare moment petrecut alături de fiica lor.